Bună ziua! Pregătim ca să punem niște gresii. O să punem tip parchet. Noi acum am pus-o așa pentru a îi pros la rece, pentru a vedea cum ieșim la margine, pentru că preferăm ca marginea din afară să fie dreaptă și să nu avem mărginuță moartă și să rămânem cu margine moartă la perete, la partea din către perete. Pregătim material și vedem pas cu pas cum decurg lucrurile. Începem din colț. Bineînțeles, după ce am trasat liniile de ghidaj, o să mergem placă cu placă. Mergem stil scară. După cum vedeți, eu folosesc un dreptar pentru a avea o linie cât mai precisă în colțuri. Dacă ne uităm în lungul gresii, o să vedem că toți cilindrii sunt bine aliniați. Uitați-i. Sau, indiferent din ce poziție ne-am uitat, ei se văd toți aliniați. Folosim niște distanțiere de 1,2 mm și niște cilindri de plastic pe bază de șurub. Cilindrii se pot reutiliza. Sunt practici, doar că au filetul foarte scurt și cred că de la a doua la a treia utilizare deja începe să nu mai funcționeze. Cum vă spuneam, momentan folosesc un liniar, un dreptar. O să merg cu două rânduri. Deci am trasat pentru primul rând și urmează să trasez al doilea rând. O folosesc de un vinclu pentru a trasa cel de-al doilea rând. Plăcile de aici sunt puse la rece, atât dintr-un capăt cât și din capătul celălalt. Distanța între liniile paralele suntem la 27,9 și o să vedem dacă avem și în partea asta altă la fel. Da. Putem să spunem că este bine. În felul ăsta mergem cu două rânduri dintr-o dată. Deci avem două plăci puse la rece fără adeziv și o să mergem cu două rânduri odată. Pentru a le rupe avem nevoie doar de un ciocan de cauciuc și o lovitură seacă, ușoară și distanțierele se rup, după care, bineînțeles, putem să refolosim șurubul, așa cum vă spuneam, o dată, două ori, pentru că au un filet foarte, foarte sensibil. Cu o cumpăr sau un dreptar putem să verificăm cât planeitatea la
la Gresie, vedem și diagonala, colțurile, vedeți, sunt toate aliniate. Știu că se poate folosi un laser, în schimb laserul pe timp de zi nu prea te ajută și am preferat metoda clasică cu dreptarul și creionul. Cilindri prin o șurubare sunt ușor de folosit. Eu am mai folosit și acum vreo 5 ani, cred. Am clipul la mine pe canal. Sunt practici, doar un pic costoși. Deci costă atât cilindri cât și distanțierile. Eu inițial pun un strat de adeziv pe ciment subțire, presat, întins foarte bine ca să facă contactul cât mai bine cu cimentul. După aia pun un strat, pun un pic de adeziv și trag cu letiera cu dinți. La fel fac și pe placa ceramică, pe placa de gresie, pe care punem distanțierii și putem lipi placa de gresie cu certitudine de 100% că nu o să avem goluri, nu o să avem anumite nereguli. Placa se lipește, ținând cont că este la exterior, am preferat să facem dublu contact cu adeziv. După cum vedeți, ea e destul de plană, verificându-l cu un cilindru. Cam așa arată când ne uităm la nivelul gresiei în timpul lucrului. Schimbăm un pic unghiul și ne uităm de sus. La felul ăsta de a pune gresia intră foarte multe distanțieri, foarte mulți cilindri sunt necesari, dar se merită. Odată terminat, aspirăm, curățăm tot restul de adeziv și urmează să chituim.